Deci, bună ziua! Am avut astăzi... E regulamentar, nu? Sunt la distanța cuvenită, metru și jumătate. Am avut astăzi un Consiliu Politic Național. Am discutat despre prioritățile legislative și am hotărât ziua de luni Senatul să introducă pe ordinea de zi proiectul de lege cu stimulentul pentru profesori, deoarece Partidul Social Democrat consideră că în acest moment profesorii sunt în linia întâi, la fel ca și medicii. E vorba de un stimulent identic la și medici de 500 de euro. Proiectul de lege va fi preluat în ziua de marți la Camera Deputaților și va trece prin votul final, rămânând să fie trimis către promulgare și vom vedea ce va face președintele României, dacă îl va ataca, dacă va ataca și această lege la CCR sau nu. Miercuri vom propune Biroului Permanent Reunit să facem un plen comun și să avem în discuție rectificarea bugetară, unde vom face modificarea, amărirea pensiilor să nu fie de 14%, să fie în continuare de 40%, cum este scris în lege. O sumă alocată către Startup Nation, fiindcă acest proiect și oamenii care au accesat acest proiect au fost uitați de către guvernul PNL. Și nu în ultimul rând, o echilibrare corectă, transpartinică, către autoritățile locale, către consiliile județene și primăriile municipii reședință de județ, deoarece prin HG-ul emis de către domnul prim-ministru Orban, a avut grijă întâi de mita electorală și de primarii pe care i-a cumpărat de la Partidul Social Democrat, acestora alocându-le 60 de milioane de lei, iar la primăriile municipii reședință de județ, nicio primărie, repet, sub administrația Partidului Social Democrat nu a primit niciun ban. Toți banii au fost direcționați către administrațiile conduse de Partidul Național Liberal. Pentru prima oară în România s-a întâmplat așa ceva. Vom vedea în urma căror documente s-a emis această hotărâre de guvern. Din informațiile noastre, ea a fost înaintată de către celebru domn-ministru Grindă, către primul ministru. Vom ataca această hotărâre de guvern în contenciosul administrativ. Avem acest drept și sperăm ca justiția să facă dreptate. Dar vă repet, niciodată, nicio guvernare, indiferent de culoarea politică, nu și-a permis așa ceva. Cred că dacă un prim-ministru al Partidului Social Democrat sau un ministru al dezvoltării și-ar fi permis acest lucru, ar fi fost arestat în timpul ședinței de guvern. Este inadmisibil și total ilegal ceea ce a făcut Guvernul României cu aceste alocări directe prin hotărâre de guvern, unicat în România. Am discutat cu colegii mei în ceea ce privește alianțele politice și am luat hotărârea, fiind ultima zi în care pot fi înscrise la Biroul Electoral Central acorduri de alianțe politice, ca Partidul Social Democrat să meargă singuri la aceste alegeri parlamentare. Foarte mult a înclinat faptul că n-am avut nicio alianță electorală pentru alegerile locale. După cum bine știți, din Consiliul Politic Național fac parte
pe lângă președinții de organizații și primarii de mari municipii și președinții de consilii județene, ei aflându-se în bătălii locale cu celelalte formațiuni politice în județele pe care le reprezintă și cred că acest lucru a înclinat foarte mult, având, fiind adversari politici atât cu Pro-România, cât și cu ALDE, cât și cu PP-USL. Este o decizie clară, termenul fiind până în seara aceasta, o să încercăm să discutăm cu ceilalți lideri politici alianțe post-electorale. Am anunțat și am primit votul colegilor mei pentru o alianță post-electorală locală cu Partidul Pro-România pentru a creiona viitoarele majorități în interesul cetățenilor locale la consilii județene și consiliile locale. În ultimul rând, am discutat să facem un ultim apel către organele abilitate să se autosesizeze în cazul domnului Nicușor Dan. Este un caz evident de trafic de influență și de încercare de influențare a autorităților publice în formă continuată, deoarece nu numai înregistrarea a dovedit această intervenție și postările domnului Nicușor Dan de pe Facebook și implicarea lui în procesul civil de la tribunal, luând partea, după cum spune presa, a unor interlopi care distrugeau spațiul verde și domnul Nicușor Dan, marele candidat al Dreptei Reunite, prin sloganele sale spunând că dorește să salveze spațiul verde, de fapt, prin intervențiile sale, a dovedit contrariu. Dacă aveți întrebări. Astăzi, Curtea Constituțională a spus că nu există un conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament după ce ați depus această moțiune de cenzură care nu a mai fost votată. Întrebarea mea este dacă veți merge mai departe cu demersul în sensul în care să se pună o dată pentru votul acestei moțiuni de cenzură sau efectiv rămâne așa cum a fost fără vot? Am citit comunicatul Curții Constituționale, așteptăm motivarea și pe urmă împreună cu colegii mei vom lua o decizie politică privind oportunitatea continuării demersului. Exclude Partidul Social Democrat. În schimb am văzut din alocările din HG costul moțiunii de către o anumită formațiune politică care a primit la această alocare suma de 130 de milioane. Deci lucrurile pentru noi lucrurile încep să limpezească cât mai mult. Vom vedea și parlamentarii care n-au votat ce funcții și pe ce liste se vor găsi categoric ale Partidului Național Liberal. Dacă motivarea Curții Constituționale va fi în sensul în care vă va spune inclusiv faptul că puteți să votați în sesiune ordinară... Aștept, am luat act de comunicat, așteptăm motivarea. Și pe urmă vom lua o decizie politică. Dar și o să vă comunicăm, categoric. Opinia dumneavoastră ca președinte al PSD ar trebui continuat... N-aș vrea să am o opinie până când nu citesc motivarea și n-am o discuție cu colegii mei. Și o negociere în Parlament cu celelalte forțe politice. Să vedem. Mai sunt alocări de sume, mai sunt parlamentari să se regăsească pe listele PNL-ului. Este un joc politic deschis, care eu în acest moment nu vreau să mă antepronunț. Dar despre alți parlamentari de la formațiunile despre care ați discutat astăzi posibilitatea să formați o alianță, am putea să regăsim acei parlamentari pe lista Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare? Spre exemplu, de la ALDE, am putea să regăsim actual parlamentari ALDE pe lista Partidului Social Democrat? Am discutat cu domnul Tăriceanu. Eu nu fac politica sau mai exact, nu o să fac greșelile pe care le-au făcut alți lideri ai Partidului Social Democrat. Prefer să discut instituțional cu președintele partidului și nu cu parlamentari la bucată, cum face domnul Ludovic Orban. Am avut o discuție cu domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu,
I-am făcut propunerea de a veni pe listele Partidului Social Democrat. Dânsul mi-a exprimat că este incorrect politic să facă acest lucru. Și respect total decizia domniei sale. Mai sunt 2 săptămâni până la alegerile locale. Răspund că asta dorea să știți. Dumneavoastră, ca președinte al Partidului Social Democrat, împreună cu echipa pe care o conduceți, v-ați asumat un scor în fața partidului pentru alegerile locale? Da. Faptul că vom avea numărul cel mai mare de alegeri locale. Asta ne referim inclusiv la consilieri locali județeni, nu aveți un scor pe... Cel mai mare alegeri locale ne refeream la primării, consilii județene, era mai departe. Cel mai mare poate dintre partidele de acum? Cel mai mare partid din România, politic. O cifră? Nu am discutat, am zis că vom avea cel mai mare scor. Cu mandatul pe masă dacă nu se întâmplă acest lucru? De obicei, lucrurile acestea se discut în interiorul partidului. Ați vorbit despre rectificarea bugetară. Voiam să vă întreb pentru UAT-uri câți bani ar trebui să fie dați, care ar fi impactul? Un miliard. Este suma pe care colegii mei au găsit-o la comisiile, specialiștii noștri din comisiile de buget finanțe. De asemenea, un alt eveniment care a avut loc astăzi... Este inadmisibil să muți, să transferi deschiderea școlilor către autoritățile locale și tu să nu aloci niciun ban la primăriile municipii, reședință de județ. Păi am să vă întreb despre metrou din drumul Taberei care s-a deschis astăzi. Au fost 9 ani necesar pentru a deschide acest metrou, timp în care vedem liberalia... 9 ani din care 7 ani au fost sub guvernare a Partidului Social Democrat și a terminat 95% din metrou. Am văzut pe... De ce credeți că a fost necesar de atâția ani pentru a deschide 7 kilometri de metrou? Au fost necesari 9 ani? Astea au fost alocările. Întrebați constructorii sau pe domnul Bod, miniștrii. 7 ani, repet, guvernările Partidului Social Democrat, primii miniștri ai Partidului Social Democrat, din cei 9, un an a fost domnul Cioloș. Da? Și câteva luni a fost domnul Orban care l-a însoțit ca prima doamnă pe domnul Klaus Iohannis. Da, termenul de la bun început era de 3 ani, dacă ne aducem aminte. Cred că cel mai bine vorbiți cu constructorii. Dacă vreți să vă răspund dumneavoastră eu și partid termen... Nu ați discutat despre această situație? Deci sunt 7 ani? 9 ani, da? Minus 3, 6 ani. Acum 6 ani, vedeți cine era președintele partidului, după 3 ani, cred că era Victor Ponta și era și prim-ministru. Cred că dânsului vreți să-i puneți această întrebare, sub nicio formă. Mie n-am fost nici prim-ministru, nici ministrul al transportului, ci nici constructor. Mai aveți întrebări? Am văzut pe domnul Teodorovici. Colegul meu, Eugen Teodorovici. Președintele de drept. Așa. Ne-am făcut un program comun de campanie. El va pleca în acest weekend la Piatra Neamț, la domnul Arsene, și va mai avea deplasări și în Moldova. Și cred că săptămâna viitoare eu am avut un proiect comun. Eugen a fost senator de Buzău și am pornit împreună cu Consiliul Județean un proiect, celebrul pod de la Vadul Pașii. În cazul în care podul de la Mărăcineni se mai întâmplă ceva cu el, să fie o rută ocolitoare, astfel încât să nu se mai blocheze traficul către Moldova, și am hotărât să mergem împreună și la Buzău la acest proiect. Întreba dacă mai susține că el este președintele interimar, a făcut n-am și o notificare la tribunal în sensul acesta. Nu, am vorbit numai probleme colegiale și de campanie și cum ne ajutăm colegii în această campanie de local. Să înțelegem că ați îngropat securea războiului? Eu n-am avut nicio secure, nu cred că m-am exprimat vreodată public împotriva colegului meu, Eugen Teodorovici. Și cine a făcut cel mult pas spre această împăcare? Am primit un telefon de la domnia sa, i-am răspuns, fiind colegul meu, senator PSD, cunoscându-ne de foarte mulți ani, repet, făcând și campanie împreună. Și ce v-a spus că v-a sunat? Bună ziua! Așa, continuați. Și astăzi ne-am văzut. Mă bucur foarte mult. Mulțumesc mult!